Bună seara! Dragi telespectatori, mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune de vorbă cu psihologul. Iar în seara aceasta vom vorbi despre modelele pe care le urmăm în viețile noastre. O să întrebați ce fel de modele am putea să urmăm. Păi, de la începutul vieții noastre observăm cum primele modele sunt mama și tata. Acei doi oameni care, practic, ne oferă bazele existenței noastre. De la ei învățăm cum mergem, de la ei învățăm să vorbim, de la ei învățăm, desigur, tiparele verbale. De la ei învățăm cum să facem anumite lucruri. Ca atare, această primă fază a ceea ce numim modelare ca și proces este foarte, foarte, foarte importantă. Am mai vorbit de-a lungul emisiunilor despre modele, dar poate că nu atât de în detaliu. Astăzi însă vom lua modelul ca și concept și, desigur, exemple. Până una alta, ce este modelarea? Modelarea este, alături de învățarea prin proprie experiență, una dintre cele mai puternice forme de învățare. De aceea putem spune că de la cine învățăm, cum învățăm, pe cine urmăm și când urmăm, este atât de important. Pentru că a urma persoana potrivită este la fel de semnificativ, desigur, ca și a urma persoana nepotrivită. De cele mai multe ori nu ne explicăm de ce, din ce motive exact urmăm pe cineva sau luăm pe cineva ca model. Dacă ne uităm la modelele așa cum apar ele la diverse vârste, vom observa cum după ce acele două modele esențiale de care vorbeam, mama și tata, își exercită influența, așa cum se spune, în primii ani de viață, în primii 7 ani. De aici și cei 7 ani de acasă, cei 7 ani în care învățăm cum să facem lucrurile, cei 7 ani în care pur și simplu preluăm acele chestiuni esențiale, acele elemente pentru viață pe care de cele mai multe ori nu le mai lăsăm niciodată jos. De aceea, primii 7 ani de viață sunt foarte importanți pentru că ne oferă modelele esențiale. Iar mai apoi, spre exemplu, în perioada pubertății, preluăm modele de cele mai multe ori în societatea noastră de la staruri, acele personalități pe care le vedem pe micul sau marele ecran, pe scenele publice, acele modele pe care le vedem cântând, jucând un rol sau pur și simplu vorbind, exprimând ceva. Iar toate acestea ne oferă un model sau câte un model în funcție de ceea ce avem nevoie la un moment dat. De aceea,
contează foarte mult să ne dăm seama pe cine urmăm și mai ales atunci când avem un copil, pe cine urmează copilul nostru? Care este modelul său? Sau care sunt modelele? Cum arată aceste modele? Pentru că în funcție de aceste modele ne vom da seama și de felul în care ajunge să se comporte și să fie în ansamblu copilul nostru. Ca atare, acele modele exprimă o parte foarte, foarte importantă pe care avem nevoie să o preluăm. De cele mai multe ori, modelele înglobează valori, principii. Dincolo de faptul că modelele pe care le alegem arată într-un anumit fel și se îmbracă într-un anumit fel, vorbesc într-un anumit fel și exprimă un anumit fel de lucruri. Toate aceste lucruri, toate aceste aspecte despre care tocmai am vorbit, susțin sub ele acele valori și principii. Practic, aceste modele ne ajută să ne formăm sistemul de valori, să îl sculptăm. Și de cele mai multe ori, acest sistem de valori, pe noi înșine de fapt, ne sculptăm fără să ne dăm seama. De aceea, ca și copii avem nevoie să fim îndrumați. Ca și adulți avem nevoie să îndrumăm. Și sigur este necesar să putem oferi un model în așa fel încât cel sau cea care ne urmează să fie mai târziu, preluând ceea ce noi am oferit, un om așa cum are nevoie să fie. Vedeți, pentru că nu putem spune un om integru. Un om integru dispune de un anumit set de valori care îl definesc. Acea coloană vertebrală. Însă, atunci când nevoia este de a urma un model curajos, s-ar putea ca acel set de valori să fie un pic devansat, pentru că o persoană curajoasă nu este neapărat și o persoană morală. Pe de altă parte, atunci când poate ne căutăm propriul drum, propria imagine, autenticitatea, s-ar putea să alegem, asta cel puțin în adolescență, un model ceva mai excentric. Iar această excentricitate a modelului este cât se poate de importantă și revelatoare la adolescenți, întrucât ei, adolescenții, au nevoie să contrazică. Au nevoie să își contrazică modelele inițiale, de cele mai multe ori, pentru a-și forma, pentru a-și structura și defini propria personalitate, pentru a se defini pe ei. În acele momente, adolescenții, ei se caută, își doresc să se găsească și de aceea caută cele mai bune exemple posibile. Noi ca părinți, ca îndrumători, să le putem oferi modelele
elementele de care au nevoie în viețile lor. Acesta este un lucru extrem, extrem de important. Pentru că fără asemenea modele, ce ajungem? Există oameni care, la maturitate, se întreabă de ce am ajuns așa sau de ce sunt așa, pentru a observa, uitându-se în trecut, cum a preluat anumite modele pentru a ajunge așa cum este în momentul prezent. Acum câteva zile a existat un reportaj pe una dintre televiziunile naționale. Iar în reportajul respectiv era prezentată o fetiță de circa 7, poate 8 ani, care fuma, vorbind la telefon. Reportajul respectiv era cumva scandalizat. Persoanele care vorbeau despre de ce se întâmplă asta, cum poate să se întâmple asta, cum poate un copil de 7-8 ani să fumeze vorbind la telefon. Dacă ați fi urmărit însă gesturile fetiței, felul în care vorbea, felul în care desigur ținea țigara, cât de multe v-ar fi spus aceste lucruri? Pentru că, în mod evident, copilul imita, copilul preluase un set de modele. Atât de important încât a fost necesar pentru ea să fumeze. Iar stilul de a vorbi la telefon era destul de dramatic. Poate atât de dramatic pe cât al mamei sau al persoanei de sex feminin al cărei model îl preluase. Asta ne face să ne întrebăm, oare câtă nevoie de îndrumare avea această fetiță? Se vorbea în reportajul respectiv de necesitatea decăderii părinților din drepturi, pentru că și-au lăsat copilul să fumeze nesupravegheat, făcând, desigur, un lucru pe care un copil la vârsta asta nu ar trebui să-l facă. Însă ne întrebăm acum, ca și efect, oare decăderea părinților din drepturi este o necesitate pentru copil? Oare un copil care este luat de lângă părinții lui, pe care cât de cât îi urmează, pe care cât de cât încearcă din răsputeri, să-i urmeze, să-i înțeleagă, dacă îi sunt luați acești părinți, aceste modele, ce
se întâmplă atunci? Pe cine mai urmează copilul? De aceea mi se pare foarte discutabil și am ținut să discut aceste aspecte în emisiunea despre modele. Pentru că, vedeți, nu știm exact care au fost circumstanțele. Însă, a decădea părinții din drepturi doar pentru că copilul a făcut un lucru care nu se face în mod normal la vârsta aceea, se poate să îi creeze mai mult rău copilului. În faza aceasta de dezvoltare, cum spuneam, fetița avea circa 7-8 ani. Este o fază critică. În momentul în care două modele poate nu suficient de prezente și dispar din viața ei, încotro se îndreaptă? Spre cine sau spre ce fel de modele se îndreaptă? Ce va căuta ea în continuare? Ce va reuși să găsească? În același reportaj era prezentat un alt copil de mână cu un adult într-un autobuz fumând o țigară. Întrebarea era aceeași: dacă părinții săi ar trebui decăzuți din drepturi, adică să nu mai fie părinții săi. Și întrebarea aici este: cine va îndeplini rolul de părinte în locul lor? Cine va putea să se ridice la nivelul de părinte, la nivelul de model, în așa fel încât să îi ofere ceva cu adevărat valoros? Pentru că am înțeles, părinții actuali nu pot oferi ceva valoros pentru că copilul face ceva ce nu ar trebui să facă. Însă, poate într-o eră în care media nu era atât de dezvoltată, mulți dintre noi, cei care acum suntem adulți, am făcut la rândul nostru acest lucru. Există mărturii ale adulților din ziua de astăzi care vorbesc despre copilăria lor și când au încercat prima oară să facă un astfel de lucru, cum ar fi să fumeze. Vedeți, pentru un copil a fuma este un lucru extraordinar de matur. Cine fumează? Mama și tata. Cine fumează? Adulții. Ei sunt cei care pot face acest lucru. Copilul, dorindu-și atât de mult până la urmă să se ridice la nivelul lor, să poată conta, să poată fi și el sau ea importantă, important. Iată cât de important este, este doar un gest, este doar un comportament. Dar cât de important poate fi în condițiile în care sunt oameni care spun că s-au apucat de fumat la circa 14 ani, 15 ani, poate chiar mai devreme. Pe de altă parte, eu mi-aduc aminte de acum, să zic, vreo 10 ani, media de vârstă la care mulți oameni se apucau de fumat părea a fi undeva pe la 16 ani.
Ulterior, am aflat că media de vârstă a scăzut extraordinar de mult, fiind probabil pe undeva pe la 12-13. Ca atare, ce facem cu astfel de comportamente și cu modelele din viața noastră? Luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit după pauza publicitară. Ca atare, ce facem cu aceste comportamente pe care le considerăm inoportune, pe care nu le vedem ca fiind normale pentru copii? Nu ar fi mai simplu, nu ar fi mai eficient dacă pe lângă educația din școală, pe lângă educația pe care o primim în mod normal sau care este considerată clasic ca fiind necesară, am primit și o altfel de educație? Am primit o educație suplimentară în care am putea fi îndrumați, desigur, de persoane specializate și de părinții îndrumați de persoane specializate? Oare cum ar arăta lumea cu o astfel de îndrumare? Pentru că atunci când vorbim de educație, cel puțin în țara noastră, vorbim de cei 7 ani de acasă, vorbim de școala primară, de cea generală, de liceu. Sigur, în același timp, părinții având încă un rol destul de important, ca mai apoi să trecem poate la nivelul de facultate sau de a ne specializa pe o meserie. Totuși, aici par să fie o serie de pași ce nu sunt precizați. Sunt totuși atâția ani din viața unui om care poate ar trebui valorificați ceva mai mult. Vedeți, pentru că în anii aceștia, cum spuneam, în primii 7 ani de viață se formează concepte esențiale și mai ales personalitatea. Mai apoi se formează sistemul de valori, morala, ce să fac și ce să nu fac. Este eticul și acel set de reguli nescrise pe care le învățăm, codul bunelor maniere pe care îl învățăm. Și în funcție de ceea ce învățăm, mai târziu practicăm. Ceea ce observăm în zilele noastre este că oamenii nu au același simț moral. Și pe de altă parte, dincolo de faptul că nu au același simț moral ca poate acum mai mulți ani, poate acum 15-20 de ani, ce se întâmplă cu liderii pe care îi urmează? Vedeți, pentru că contează foarte mult să avem oameni acolo sus la care să ne uităm, la care să privim, pe care să îi înțelegem, pe care să îi urmărim în rolurile lor, de fapt, mitologice. Un antropolog povestea de curând despre faptul că în Statele Unite rolul judecătorului este atât de important încât este mitologic, este un model
de urmat. Și de fapt, oamenii, presupun că ați văzut și dumneavoastră în filme, când se ridică în sala de judecată, acel moment în care judecătorul intră, ei nu se ridică în fața omului, ci se ridică în fața robei negre, care reprezintă ceva înalt, reprezintă puterea, dreptatea, echitatea. Iată cât de important este să nu te ridici în fața omului, ci în fața rolului său. La fel, găsim și la noi chestiuni similare. Nu ne ridicăm în fața omului atunci când vedem un preot. Ne ridicăm în fața straielor sale, ceea ce poartă. În fața judecătorului la fel. De aceea avem poate tendința să respectăm mai mult un om în uniformă. La fel, poliția și trupele speciale poartă uniforme pentru a se distinge de restul populației și pentru a-și exprima forța, pentru a-și exprima rolul. Pentru că acea uniformă spune noi suntem. Și de cele mai multe ori forțele de ordine au sloganuri gen lege și ordine, dreptate. Totuși, toate aceste forțe în roluri suspuse sunt demne de noi? Le putem urma? Și întrebarea este, dacă nu sunt demne de a fi urmate și totuși sunt în continuare acolo, cum îi mai putem urma? Și mai ales, de ce să mai fie urmați? Vorbim aici de liderii, de liderii țării, de liderii organizațiilor. De aceea, o națiune, pentru a fi condusă în mod eficient, are nevoie de lideri eficienți, are nevoie de lideri morali, are nevoie de modele. De acei oameni puși în roluri extrem de importante, cum spunem noi, suspuse, la care ne uităm și le spunem, conduceți-ne, arătați-ne drumul. Voi vă ocupați de asta, nu noi. Iar atunci când acei lideri sunt imorali, atunci când acei lideri sunt prinși cu fraudă, ca atare făcând ceva ce un lider, un conducător, nu ar trebui să facă. În acel moment, conducătorul, liderul, decade în ochii națiunii.
în ochii oamenilor care îl urmează, în ochii oamenilor care l-au urmat până atunci, care au avut încredere în el sau în ea, care și-au pus bazele, speranțele. Și asta se numește dezamăgire. În momentul respectiv, oamenii sunt dezamăgiți. De ce? Pentru că ei spun, uite, încă unul care face asta. Și ce să vezi? Următorul face tot asta. Următorul e prins și el că a făcut un lucru pe care nu trebuia să-l facă. În poziția sa de lider. Și atunci mai putem urma? Mai putem urma o femeie, un bărbat care a încălcat aceste legi, care a încălcat încrederea și valorile, rolul, așa cum spuneam, mitologic, care i-a fost conferit? În momentul în care investim un conducător, desigur, îl idealizăm. De cele mai multe ori, conducătorul, liderul, este pus să facă un jurământ prin care se angajează să ofere ceva, să ocupe o anumită poziție, să fie în acel rol. Iar atunci când acesta, prin acțiunile sale, se dezice de rol, din nou, oamenii sunt dezamăgiți și se simt pierduți. Știți că în marile bătălii din trecut, de multe ori, dacă liderul era capturat sau ucis, bătălia era ca și încheiată. O armată fără un lider este ca și inexistentă. Iar o armată fără un conducător bun, eficient, moral, este probabil foarte ușor de învins. Acestea vorbind în sens metaforic. Pentru că pe câmpul de bătălie lucrurile sunt mult mai concrete. Atunci când observăm politica modernă, există șansele să nu ne dăm seama atât de bine de ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, atunci când idealizăm un lider, îl investim și, desigur, uităm că înainte de toate, înainte de a fi în postura de lider, el este și om. Însă ceea ce presupunem, de cele mai multe ori, și poate ceea ce este și corect să presupunem,
este că acel lider este la un anumit nivel. De cele mai multe ori ne așteptăm de la acești oameni să fie oameni elevați, oameni care nu se lasă corupți de lucrurile de jos. Pentru că noi pe ei îi vedem deasupra, îi vedem ca mai mult, îi vedem ca atât de importanți. Și iată cât de important este să avem lideri morali. Elevați și puternici. Este același lucru ca atunci când avem părinți morali. Care au ce să ne învețe. Au ce să ne predea. Avem ce să luăm de la ei. Un om de la care nu ai ce să iei nu este demn de urmat. Pentru că mai devreme sau mai târziu ne va dezamăgi. Sigur, probabil că nu este cazul să exagerăm și să ne așteptăm în mod inutil de la lucruri, de la anumite modele să aibă comportamente irealiste sau valori irealiste. Însă ne așteptăm să se ridice la un anumit standard. De cele mai multe ori, oamenii când observă că liderilor nu se ridică la un anumit standard, după ce trec de perioada de dezorientare, de disperare, se orientează pe cum propriu, așa cum pot, așa cum reușesc. De cele mai multe ori, ocolind sistemul legal. De ce? Pentru că sistemul legal deja i-a trădat. Și atunci când sistemul i-a dezamăgit, își creează propriul sistem. Și de cele mai multe ori s-ar părea atunci când avem de-a face cu oameni care trăiesc în afara legii, avem de-a face cu oameni care și-au croit propriul sistem, dezamăgiți de cel existent. Vorbind cu foarte mulți oameni astăzi, observ că oamenii sunt nici nu găsesc termenul. Dezamăgiți ar fi unul. Pe de altă parte, se simt, așa cum spuneam și mai devreme, pierduți, în așa fel încât să nu ne mai simțim pierduți, dezamăgiți, ci să putem găsi un drum,
e necesar să ne alegem modele. Modele eficiente, modele înalte, modele realiste și niciodată să nu uităm că un model nu este singurul. Mai există și altele și putem lua ceva de la un model, ceva de la un altul. Cum ne alegem modelele, vom vorbi cu o altă ocazie. Vă doresc o seară plăcută. La revedere!